Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre Noi. Invitații din această seară sunt Violeta Surdu, șefa Direcției Educației, Tinere și Sport din sectorul Cecana. Bună seara și bine ați venit la noi în plătă. Bună seara! Ala Ursu Antoci, consilier PSRM pe problemele educației. Bună seara și mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți la bună noi. Bună seara! Și Ala Revenco, fondatoarea Asociației Părinți Solidari. Bună seara și mulțumesc pentru că ați acceptat și că mare plăcere. Timpul de afară v-a permis să faceți drum spre studioul nostru Accent TV. Doar că știu că sunteți un invitat mai des la noi, toate trei. De aceea v-am invitat astăzi să discutăm mai multe situații apărute pe parcursul ultimelor luni în domeniul învățământului preșcolar și aș fi vrut să încep de la doamna Revenco pentru că analizând pagina dumneavoastră de pe rețelele de socializare am văzut că ați postat un mesaj despre faptul că meniurile nu sunt adaptate celor cerințe care erau până acum aduse, da? Și despre care se discuta foarte des și ce se întâmplă și de ce, de unde a apărut această informație că iarăși au revenit la niște meniuri vechi pe care părinții le... Meniul este personal la grădința unde merge copilul meu, respectiv eu monitorizez situația, am avut chiar foarte eram mulțumiți, era totuși, noi nu aveam cerințe super mari, erau fructe zilnic, erau ceva o legume, erau diversitate, era ok. Cum am dat în luna, deja în luna noiembrie, s-a început deja ceea ce ați văzut, terciuri fără fructe, fructe au început să fie mai peste o zi sau mai rar, s-a început suc de fructe, în, la cină, de exemplu, se dă terci cu roșii în sucul lor. E păcat, într-o țară cum suntem noi, să-i dai copilului roșii în sucul lor, chiar nu este considerat. Și știi ce mă deranjează la fructe? Am văzut și eu că am urmărit, am rugat niște mămici să-mi pună niște poze în privat. Este banană la fruct. De ce noi ajungem... Banană și mandarină avem fructe cumpărate. Exact. Da. Problema este că dacă nu se monitorizează și nu se bate alarma la timp, atunci situația degradează. De ce ei și-am bătut alarma din momentul ce am văzut că o anumită perioadă situația rămâne incertă și nu se schimbă? Am bătut alarma să vedem ce se întâmplă și în alte instituții. M-a bucurat faptul că mai multe instituții totuși au un meniu foarte frumos, și cu semințe, și cu legume, și cu fructe. Chiar cineva din mămici v-a rugat să spuneți unde e grădinița cu semințe și fructe da, de sezon? Dar chiar? Sunt grădinițe cu meniu bun, sunt grădinițe cu meniu mai rău și asta foarte mult depinde de manager și de șeful de direcție. Așa, totuși managerul și șeful direcției sunt persoanele cheie și care... Persoanele cheie, de dâns și depinde ce achiziții vor fi efectuate și de managerul grădiniței din mijlocie depinde ce va comanda pentru grădinița respectivă. De ce nu se merge pe formula? Managerul a greșit, managerul este sancționat o dată de două ori și să scăpăm de acest manager care nu este. Părere de rău până la moment de că am avut probleme mult mai grave. Avem recent 2 ani de la 24 noiembrie, 2 ani de la arestările cu scandal pe problema licitațiilor trucate și nu avem nimeni sancționat. În cadrul Direcției Generale și Direcției Sector nu a fost sancționată nicio persoană, cu excepție celor arestate. Nu știm nici în domeniul juridic ce se întâmplă cu aceia care au fost arestați cu mare tam-tam, cu păreri de rău. Și doar una sau două decizii au fost, dintre care cea mai drastică a fost despre sancționarea cu 70.000 de lei a persoanei de la Direcția Buicani, ca să nu fiu, să nu greșesc, sau centru, nu țin minte precis, pentru faptul că ea permitea ca așa mâncare să duc copilor sau să fie livrate cartofi stricați sau se înțelegea ca licitațiile să fie trucate în folosul anumitor agenții economici. Știți ce e dureros? Pentru că acei oameni care nu înțeleg la ce funcție au aderat sau ce post au, da? După aceea copiii se mulțesc numărul acesta de bolnavi de pancreatită, de diferite otrăvie, din cauza că nu se ține cont de niște reguli bine stabilite și slava Domnului, meniul acela a fost discutat și răs discutat în studiouri. Și este de Ministerul Educației, a fost unul chiar destul de bine calculat la compatibilitate produselor, la un echilibru a produsului de proteine, glucide și necesar grăsii. Copilului la această vârstă pentru dezvoltare. Adică a fost un meniu numai ea și el implementează. Nu e așa de greu să calculezi câte cartofi, câte... Managerul este cu o mentalitate învechită sau este fricos de a introduce ceva nou? Explicați-mi. E fost foarte greu să înveți managerul nostru să planifice ceva în timp de durată, pe timp lung. Sau să-i oblige. S-ar putea ca din
de la direcție să monitorizeze, că eu am vorbit cu alte direcții și mi-a spus, uite, monitorizez că grădinița asta și-a luat atâtea legume și fructe, iar aceasta cu mult mai puțin. Și atunci de la direcție ar trebui să meargă acea presiune, stimate director, dar de ce tu nu-ți hrănești copiii cu produse sănătoase și cu un regim, într-un regim pentru adecvat? Pentru că ne-am adunat într-un format foarte bun pentru a discuta și a polemiza. Doamna Surdu, de ce se întâmplă, dumneavoastră fiind în fruntea direcției de sectorul Ciocana, ce se întâmplă în aceste situații? Cum îi monitorizați? Vreau să spun că să remarc că sunt numită șefă direcție câteva luni, nu activez de mult timp ca să pot răspunde la toate întrebările date. Dar știu că ați fost un manager bun și ați avut foarte multe lucruri frumoase pe care le-ați realizat. Am fost persoana care a monitorizat foarte strict calitatea produselor alimentare în calitate de manager a instituției preșcolare și vreau să spun că am luptat întotdeauna pentru faptul ca pe masa copiilor să nimerească ceea ce ar trebui să nimerească și dacă nu au fost de calitate, am fost una dintre directorii care au returnat, fiind poate și certată uneori de foștii. Deci ce părere aveți despre cei manageri care permit așa ceva? Ei nu au dreptul să permită. Acum ei semnează ordinul că sunt responsabili direct de primirea produselor livrate de agenții economici. Deoarece, conform contractului semnat între direcții și agentul economic care este câștigătorul desemnat a licitației, este stipulat concret cu care sunt cerințele, cum trebuie să fie produsul livrat, calitatea lui, specificația, absolut tot ceea ce trebuie să fie. Ce se întâmplă cu meniurile? De ce până ziua de astăzi, după 2 ani de discuții, se întâmplă ca doamna 3 eu pot să ani, zic Reveco că o să primească în grupul său mesaje precum că mâncăm doar terci și ceai cu... Nu este adevărat, meniurile sunt destul de... Eu vorbesc de sectorul Ciocana la moment. De tot orașul. Dar eu nu pot să spun de tot orașul, fiindcă nu am... Eu răspund pentru sectorul nostru. Fructe de sezon au fost și, iată, am toată lista diversă de produse achiziționate parcursul anului 2018, fie și de anterior. Deci nu este complicat. Dacă faci o schemă frune, piersici, vișine, caise, struguri de masă, deci dacă vorbim numai de fructe și vorbim și de legume, este un 70 de poziții și mai mult de este produse linie, alimentare. Este linie, nu unii manageri, infiltrată în creier sau dacă, unde? Din anumite motive, nu au fost livrate în instituție produse, în fiecare zi ei sunt obligați să dea informația în scris de ce nu a fost livrat, când, la ce oră, deci este un grafic de livrare a produselor. Noi puteți face un lucru de grădiniță, a avut meniul acela. Este problema și livrării produselor, este vorba de grădinița mea, grădinița 100. Este vorba și de problema livrărilor din partea direcției. Adică eu nu pot să spun că... Direcția livrează, agentul economic încheierea direcția contractelor mare din partea direcției. Hai că m-am exprimat corect, da? Eu vă lămuresc. Adică cel puțin așa mi s-a motivat mie că noi nu avem acum contracte încheiate și din această cauză avem... Dar eu vreau să spun că problema periodic persistă în diferite grădinițe, apare această problemă. Până nu este sesizată, până nu este iar din nou... Căci oamenii se gândesc că e gata, s-a trecut cea mai mare gălceavă, scoate de revenit la situația care a fost. Da, dar asta este trist, în cazul este în care trist, noi nu avem... Dar asta este situația și nu doar în domeniul alimentației, dar în toate. Dar până... e posibil, doamna Ursu Antoci, e posibil de format niște comisii, posibil și împreună cu... dumneavoastră vreți să spuneți. Haideți, doamna Ursu Antoci. Au fost formate foarte multe comisii. Cu mare regret, aceste comisii se finalizau că totul este bine și frumos. Asta este presa vinovată, astea sunt părinții solidari vinovați, sunt toți vinovați în afară de făptașii, cei care erau vinovați. Deci în ultimii ani noi am avut niște acuzații destul de serioase la adresa Direcției Generale Educației. Oamenii se făceau cu plouă și se făceau cu plouă grav. Da, lucrurile s-au schimbat, dumneavoastră aveți dreptate, s-au schimbat lucrurile pe perioadă. Dar oamenii văzând că ei au scăpat de urmărire penală, de niște lucrușoare așa, de sancțiune, aveți dreptate, și au scăpat de marile tamtam și rușine, deci ei au făcut o tentativă să revină la situația care au fost. Iarăși, o utilizez un cuvânt foarte urât, la bispredel. Și ceea ce doamna Guțu le-a tăiat din start picioarele. Dar ceea ce pe mine mă deranjează cel mai tare în situația dată este faptul că nu au fost concediați managerii care au primit produse alterate.
Deci, pe mine până asta, în ziua de astăzi, da? Dragi telespectatori, oamenii care atunci au fost incluși în acele scheme de produse alterate și situațiile complicate, stau la bine mersi, stau la funcțiile bine care... Mersi. Eu aș adăuga chiar că, cred că direcția educației, nici cei vechi șefi, nici aceștia nu actuali, are direcția educației. Nu au solicitat o informație privind care sunt persoanele care au fost implicate, manageri care au acceptat ca astea de produse să fie livrate în grăniță. Eu sunt sigur că ei nu au la moment de lista acestor persoane. Dar de ce noi nu cerem societatea civilă și presa? Noi nu reușim, noi suntem câteva persoane în grupul Părinților Solidari. Nu putem să le reușim pe toate, pe toate câmpurile. Trebuie și direcția care are, ar trebui să fie interesată. Dați-vă cine sunt. Dați-vă să-i sancționăm. Da, doamna Surdu, vreau să menționez că săptămânal directorii, conducătorii instituțiilor preșcolare dau notă informativă în scris privind livrarea, calitatea, graficul produselor alimentare, tuturor produselor în instituție, în fiecare joi. Această notă informativă ne ajută să analizăm profund orice încălcare, abatere sau. Ei sunt obligați să facă actul de returnare în caz când un produs nu este calitativ, adică nu corespunde specificațiilor indicate în contract. Toate aceste specificații, managerii le au, ele primesc. Fiecare produs care este conform după licitație, este achiziționat de direcția educație și este livrat în instituții, vine împreună cu specificații. Toți conducătorii instituțiilor cunosc că este comisia de triaj care este formată în fiecare instituție împreună cu deci șeful de gospodărie împreună cu magazinierul și asistenta medicală și numai decât directorul, un educator ar fi bine să fie un educator sau deci cadrele didactice care participă, care cântăresc fiecare porție, cât trebuie să fie, fiecare meniu trebuie să fie numai decât indicată gramajul. Eu puțin am văzut meniuri unde este tot indicat. Eu aș vrea să vă întreb, la Ciocana, toate sunt indicate meniuri? Eu foarte puțin am văzut. De ce? Sunt obligați, dar nu indică toți. Dar nu indică niciun. Dacă nu indică, sunt sancționați. În cazul în care, recent, o săptămână urmă, o mămică mi s-a jeluit că la grădiniță copiii au fost hrăniți cu pește. După aceea, 20 de copii au fost transportați la spital cu o otrăvire. Peste o lună de zile, același agent economic a livrat același pește, denumire de pește, și iarăși s-a întâmplat o otrăvire. Iată, în cazul acesta, de ce noi nu ajungem la sancțiuni și la demiteri din funcție? Dacă avea să fie demonstrat în ce sector, unde și dacă într-adevăr este de la pește și la noi în sectorul ăsta... Nu, eu vorbesc, dar nu la dumneavoastră. Eu chiar nu știu acest caz, dar vă spun sincer, în ultimul timp nu sunt așa de multe cazuri de otrăvire. Nu sunt mult mai poate puține. Posibil după... că undeva a fost, dar dați-ne dovezi, fiindcă orice sancțiune presupune un cadru legal, presupune o anchetă de serviciu. Deci care părinții nu știu, doamna Reven, că eu acum am dau seama, părinții nu știu cum să meargă legal. Părinții au mers legal nu odată, doar că Centrul Sănătate Publică dă diagnoza de pancreatită și nu dă diagnoza că este intoxicație cu și un acolo anumit se oprește, produs. Și acolo se oprește toată situația. Eu noi un pic avem divergență cu doamna Violeta, fiindcă ea, dumneavoastră, vorbește de situația actuală, iar noi am vorbit de situația când au fost sancționați cei manageri care au primit produse cu 2 ani în urmă și noi înainte. Ei lucrează până acum. Și asta dă posibilitatea altor manageri să spună aceia n-au primit nimic, n-au pățit nimic, doamna n-o pățit nici de la grădință 130, îmi pare că aceia directoare care a primit cu mai mulți ani în urmă carne de cap. În ce sector 130? La sectorul Ciocană. Nu e aceiași directoare. Nu e aceiași directoare. Deja au fost concursuri, nu vreau să spun, dar... Dar nu contează. Acum eu răspund de activitatea mea, nemijlocit în perioada de când activez eu. Eu încă o dată vreau să menționez telespectatorilor că doamna Surdu este un manager care întotdeauna am mers cu o echipă de filmare și ne-am uimit de toate lucrurile frumoase pe care le realizați. Vreau să spun că noi suntem deschiși spre comunicare, niciodată nu am închis ușa și nu am spus că nu vrem să vă ajutăm sau nu vrem să vă creăm condiții pentru a monitoriza, poftim, monitoriza. Dar vrem să înțelegem mecanismul unde se greșește și împreună toți să aducem niște sfaturi sau să sensibilizăm niște situații în care să nu se mai repete și să ajungem la niște rezultate pozitive. Recomandarea Direcției Generale este că fiecare manager care ulterior își dorește să mai vină odată la concurs, trebuie să înțeleagă că sunt anumite aspecte foarte clare de care răspunde el.
De viață și securitatea copiilor. Decord, oricum, eu în meniuri vreau să văd totuși fructe de sezon, eu în meniuri ele vreau sunt. Să văd. Dar nu, noi am văzut. Nu peste tot. Nu peste tot. Păcat. Da, asta este. Da. Păcat. Dacă mai aveți ceva adăugat la tema cu meniu, ca eu, să trece... Cu meniu eu am vrut ce ții de monitorizare și nu doar a meniului. Am venit mai înainte și revin și acum cu ideea de organizare a unui grup de monitorizare din partea părinților. Un apel din partea primăriei, din partea direcției, către părinți. O instruire, câteva săptămâni la rând în weekend se face instruire și ca părinții să fie acele persoane care bine instruite și care să dea un feedback, nu doar administrația. Corect. Și doar acea comisie de alimentare care preîntâmpină că uite, a secție alimentare preîntâmpină că uite, noi mâine venim la tine cu controlul, vezi să-ți conrincii de gramajul și fie curat. Nu spun de sectorul Cecana, spun de... Să mă credeți că nu preîntâmpină. Eu nu sigură. Eu nici nu știu unde merg. Poate dumneavoastră s-a organizat așa, în așa fel, că ei nu știu. Dar în alte sectoare, cu părere de rău, situația e altfel. Și părinții trebuie să vadă ce se aduce, cât se pune pe masă copiilor, care este situația la ce a primit grădinița din bună, ca să fie un grup de părinți pentru monitorizare. Și cred că este real de organizat, pentru că domnul primar, interimar, are foarte deschis la colaborare. Da, asta și... eu vin cu această idee ca să fie să implice direcția și primăria în organizarea acestui grup de voluntari de părinți pentru monitorizare situația în grădiniță. Eu vreau să menționez că acum direcția Ciocana participă într-un proiect pilot împreună cu o instituție de pregătire a bucătarilor din Buiucani. Uh-huh. Deci este vorba de școala profesională numărul 2. Foarte bine. Unde bucătarii noștri, câțiva bucătari, asistente medicale vor merge și respectând meniul. Uhum. Model pe care îl aprobăm în fiecare sezon, reieșind din recomandările Centrului Sănătate Publică, din aceste ingrediente și o să vă invităm și pe dumneavoastră să vedeți dumneavoastră ce se poate pregăti pentru a diversifica, pentru a îmbunătăți. Iată, așa deja e altceva. Asta este o soluție dată de doamna Guțu. Deci este proiectul pilot inițiat de doamna Guțu în sectorul Ciocana. Dar noi am decis să fie implicat toate sectoarele. Ne-am gândit împreună, deci cu secția management preșcolar, pentru a îmbunătăți situația în toate sectoarele. Și această diseminare va fi deci totuși pentru toate sectoarele, fiindcă eu vreau să menționez că au dreptate colegele mele că din același cartof, împreună cu morcov și brocoli, se poate pregăti altă mâncare care copilul ar putea să o mănânce cu drag. Și încă să mai ceară la doua porție. Exact. Da, de aceea, haideți să mergem pe ideea că noi împreună vom putea îmbunătăți situația. Exact. Fără ceartă, fără emoții negative înainte de sărbători și să căutăm soluții împreună. De aceea și l-am invitat aici în studio ca să găsim soluții convenabile tuturor și ca să mergem până la urmă în grădiniță cu plăcere cu copilul nostru și să nu ajungem în spitale. Să situația, pentru că deja merge spre bine, dar sunt încă foarte multe carențe care trebuie să le rezolvăm. Da. Trecem la o altă temă și aș ruga să regia să pună pe post materialul video unde luni la ședința cu toate structurile din primărie, primarul Ruslan Codreanu și doamna Guțu au discutat niște situații create atât la matineile organizate în această perioadă, cât și la colectarea banilor ilicit. Vă rog frumos! Ieri am primit un mesaj de la o mămică care spune că de pe fiecare copil se cere 35 de lei, 27 de copii cât 35 de lei per grupă, 14 grupe, eu nu știu ce fel de moș Crăciun trebuie să fie. Iese cu două ore, face salariul triplu cât noi toți adunați aici la masă. Și la propunerea părinților ca un bunel sau un tătic să fie moș Crăciun, directorul refuză. Eu am zis că noi nu putem să interzicem sărbătoare să facă copiilor, dar eu vreau sărbătoare copiilor, nu educatorilor, nu dădacilor și nu directorilor, dar copiilor. Și în cazul în care sunt doritori ca să fie moș Crăciun, uitați-vă cât sunt la masă aici. Gratuit. Într-o jumătate de oră. Nu este cazul de a veni cu nu știu care solicitări de moș Crăciun. Asta e unul. Doi, discutam cu Teatrul Municipal Băguță. Sunt actori care ei sunt gata să presteze servicii contra cost, cu bon, cu tot, având anumite criterii de calitate, standarde de calitate, în grădinițele noastre. Eu vă rog să fie transmis mesajul ăsta către instituții de învățământ. O altă plângere care am primit-o. Se adună bani pentru salariul contabililor.
Părinții nu sunt informați că grădinița nu are contabil, că sunt contabilii asociației. De la ei se cere bani pentru salarizarea contabilor fără să le informeze că asta nu este contabilul grădiniței. Eu solicit să aveți discuții cu fiecare director de grădiniță. Dacă e cazul, haideți să le facem trimestriale sau lunare, pentru că eu văd că se uită. Deci trece o perioadă, iară se încearcă a depăși linia roșie. Informați, vă rog, colegii. Puteți să faceți codul de bune practici, să le arătați exemplul grădiniței Măstăraș. Unde poate duce? Dacă unii cred că este joacă sau glumă. Da, am revenit în studio. La acest temă, la acest capitol, matineile în sărbători, în preajma sărbătorilor, cum putem noi să îmbunătățim starea de lucruri? Nici nu renunțăm la ele, că până la urmă parcă nu. E bine, unii părinți spun despre faptul că starea psihologică, emoțională, pe de altă parte se abuzează și se adună niște bani, 35 de lei, într-adevăr, am încercat și eu să fac o matematică, păi atâția bani se adună, mă scuzați. 35 de lei este spovești. E prea puțin. Da. Asta matineile e domnul Codreanu a primit în curicula nouă. Și noi nu putem să renunțăm la obiceiuri. Uh-huh. Și noi nu putem să renunțăm. Deci iarăși prin prisma așa tradiții, se adună, da? Și la tradiții, fiindcă noi și așa ne-am îmbătut de la ele. Categoric. Dar noi cu mare părere de rău din matinee facem un business foarte serios. Și asta o fac unii manageri a instituțiilor de învățământ. Eu nu vorbesc de toți. Uh-huh. Eu vorbesc de unii manageri. Din asta o transformăm într-un business foarte serios. Eu astăzi am primit un apel telefonic de la un părinte care mi-a spus că la o grădiniță din sectorul botanică, pentru matineu, solicită 1200 de lei per părinte. Să vină Moș Crăciun, cadouri, nu știu mai ce. Da, situația este gravă și groaznică. Eu nu înțeleg care părinte poate își permite 1200 de lei să plătească pentru matineu. No, aici probabil și cadoul celălalt care trebuie să-l primească înapoi copilul intră. Noi trebuie să înțelegem un singur lucru, că nu toți părinții, marea majoritate, nu își pot permite. Se face o discriminare în societate dintre copii. Unii educatori supără foarte tare că de ce iată copilul ăsta, părinții nu contribuie. Noi am avut situații când directoarea a zis părintelui să lasă copilul acasă. La matineu țință la casă dacă nu ai bani care să achiți. Deci noi nu putem renunța la matinee. Matineele trebuie să existe. Chiria costumului, deci educatoare anume insist pe costumul ăsta și anume închirii, iată, de la... De acolo. Da, îți dă carte de vizită. Deci niște scheme în atunci care când vorbesc se îmbogățesc anumite structuri. Și astea au existat schemele astea ani la rând bune. Eu întotdeauna am bătut clopul la direcția generală, de fiecare dată. Eu m-am lovit cu indiferența că la un moment dat mi-e părea că eu sunt de pe altă planetă. Da, lucrurile s-au schimbat. Lucrurile au o întorsătură foarte serioasă din luna mai. Și eu am spus de fiecare dată că eu o apreciez foarte mult pe doamna Guțu. Ea a primit o moștenire groaznică. Mi-e plăcută. Și îmi dau seama că se luptă cu toate scheletele acestea din bloc. Și femeia asta se străduie să scoată mucegaiul din colțuri, care este atât de bine infiltrat acolo. Și oamenii sunt foarte bine protejați, oamenii au salarii foarte bune, oamenii nu vor să renunțe la schemele care le aveau de ani de zile. Și atunci când vorbesc, eu sunt foarte supărat pe unii directori de grădinițe și o spun asta public. Și nu numai de grădinițe, de licee, de instituții de învățământ. Eu o spun întotdeauna, ei sunt micii Dumnezei în instituțiile lor. Și ei nu înțeleg că ei nu sunt la ei acasă. Ei cred că ei... Deci grădinița este proprietatea lor privată sau liceu și noi putem să abuzăm din plin. Noi nici până astăzi n-am renunțat la fundație Oameni Buni. Deși există ordinul 1176 din 2017, unde se interzice categorii, colectarea de fonduri, de sume bănești pentru nu știu mai ce. Păi și acum ajungem la ideea că se colectează bani pentru contabilii asociației, deși nu a fiecare director, deși mare, fiecare director a semnat. Fiecare director a semnat. Atunci este o încălcare gravă și asta este un motiv de a fi sancționat. Din momentul în care la direcție vine cineva și depune o cerere, deci, oricum, e plângere, oricum e cerere. Deci când vine omul și depune o plângere, el, direcția, ciocnește cu o birocrație nebună, fiindcă cine au...
Da, e bine, dar lămuriți-vă singuri. Poliția exact așa. Și rămâne doamna Guțu Rodica cu o echipă de câțiva oameni care a reușit să-i adune cu salariile astea mici, care singură în fața problemei. Discut aici ar fi trebuit să ne implicăm toți în cazul acesta. Bun, cum vedeți dumneavoastră implicarea dată? Doamna Revencu, cum vedeți implicarea ca să putem să ajutăm? Eu sunt foarte, foarte curioasă, după asta o să mă spun eu. Din experiența noastră, totuși, urmează să educăm societatea. Urmează asta să promovăm... 20-30 de ani, minimum. Nu, trebuie foarte intens de promovat mesajul anticorupției de la toate nivelele. Asta e o parte. În momentul numărul 2, sancționare, cel puțin la nivel administrativ, la nivel conform codului muncii, conform codului educației, a persoanelor, a managerului, cădinistor care o să acumulează bani. O secundă, vă întrerup. Astăzi, funcționarii publici sunt atât de bine protejați. Vorbiți despre dosarele muncii, cele care revin oamenii. Eu vorbesc de codul muncii. Legislația este atât de imperfectă că astăzi chiar să vrea doamna Rodica să-i concedeze din funcții, să ducă în judecat, să restabilească. Eu vreau, eu vreau cel puțin mustrări. Vreau să văd mustrări, să fie lunar lista eu cu mustrări. Eu vă dau un exemplu. În cazul, eu revin la grădiniță 150, cea cu biserică, și când doamna... Gâscă, scrie notă informativă prin care se laudă că părinții au strâns bani și au reparat pavilioanele. Dar asta nu contravine ordinului că nu-ți permite colectarea de bani. Da, înseamnă că ea automat a încălcat ordinul și ea trebuie când sau când direcția generală răspunde CNA-ului că noi am făcut sondaj și 60 sau 70% sunt mulțumiți de situația din grădiniță, dar de fapt se confirmă că acolo se colectează pe nivel donații. Stați un pic, ce înseamnă benevol donație? Este scris că este interzisă orice colectare de bani în cadrul instituției. Deci, dar eu văd la dumneavoastră adică de câte ori repetați acest lucru și sunt părinți care pun la urmă... Avem standarde duble. Noi spunem că interzicem, dar când persoana este cu dovezi și cu argumente, spunem că, păi, donațiile sunt permise. La dumneavoastră în grădiniță, matineu, este cu bani sau fără bani? Cred că pentru Moș Crăciun evident că vor fi careva, nu vreau să nec, fiindcă evident că trebuie cineva. Deja, dar în rest, Moș Crăciun, o chemați acel cu 2000 de lei sau 100 de euro sau o chemați de la... Nu, am avut situație, chiar și cineva a fost într-un an, chiar cineva a fost teatru un student municipal. La teatru simbolic, adică pentru experiență. Dar de ce părinții? Da. De ce trebuie să plătiți? Iată, mi-e interesant. De ce un tată să nu vină și să... Păi, fiindcă este un business. Eu v-am răspuns la întrebare inițial. Eu v-am răspuns. Păi dacă deci, noi ne vom împotrivi, eu nu vreau să vină să plătesc. De ce? Păi este... restul o să sar în cap că noi vrem sărbătoare. Asta nu. O să fie. Doamnă Surdu, ce se întâmplă la dumneavoastră în sector, referitor la... din cât înțeleg, veți merge pe această formulă pe care s-a propus cu teatru municipal sau cu alte... Numai să nu se întâmple acele scheme. Numai decât. Deci astăzi deja a fost plasat pe site comunicatul de presă dat de Direcția Generală pentru toți managerii instituțiilor preșcolare. Pentru... Deci cum trebuie să organizeze aceste serbări. Clar lucru că matineile acestea trebuie să preia un alt format. Părinții trebuie să înțeleagă că acesta nu este business și credeți-mă că foarte mulți părinți doresc ca copilul său să fie impecabil, să aibă coafură, să aibă aceea. Și iarăși să duc bani, mă scuzați. Ei sunt de acord să achite. Sunt părinți care nu au posibilitate să achite. Păi și deci este discriminare, o discriminare despre care vorbeam da. De aceea trebuie să fie un format unic pentru toți. Moștenirea lăsată de ani de zile trebuie să ne debarasăm de ea. Și să vedem cum facem noi un parteneriat pentru ca copilul la această sărbătoare să ia anumite lucruri frumoase, să învețe tradițiile populare, să învețe ce înseamnă Crăciunul, să învețe o colindă frumoasă. Și nu sunt părinți care cer insistent copilul să aibă minim două poezii, că copilul să aibă și când se începe acest târg neobișnuit. Deci va fi acest model? Va fi acest model, dar vreau să remarc că dacă părinții vor fi de acord ca acest parteneriat să fie cu teatru Guguț, asta nu înseamnă că orice teatru, nu știu de care, poate să vină în instituții sau dacă părinții ulterior merg cu copiii lor, ei sunt responsabili de viața și securitatea copilului în momentul când duc copiii la teatru,
teatru și iau, fiindcă un educator cu 30 de copii, nu că nu reușește, dar nu e normal, nici nu avem dreptul să scoatem copiii ăștia din instituții în timpul orilor de program, fiindcă noi răspundem de viața și securitatea lor, asta e una. Acolo este deja și mâncarea care o achităm pe parcursul zilei și cu părintele după matineu ia copilul acasă și sunt niște aspecte care trebuie să le vreau să înțeleg concret cum va fi procedura. Veți propune grădiniților, uite, este iată telefonul sau iată costul, puteți apela la aceste noi persoane. Noi costul nu putem să propunem nici de cum, noi nu avem niciun drept. Dacă în grădiniță este asociația și dacă teatrul ăsta de stat, Guguță, prestează anumite servicii, e și firesc, dacă Consiliul Municipal vă dori să transfere, să presupunem, să transfere bani și să achite aceste cheltuieli, este minunat. Este foarte bine, pentru că părintele va fi bucuros că el nu este responsabil ca să achite anumite taxe, sume. Fie ele, poate chiar și simbolici, 40 de lei, 30 de lei. Dar pentru cineva aceștia sunt bani. Dar de ce noi trebuie să nu uităm că actorii îi prestează servicii. Deci ei toți sunt oameni vii care trebuie să mănânce, actorii cei de stat, de la Teatrul Guguț, eu vorbesc de ei. Alții care prestează servicii și vin în instituții, trebuie să aibă și o limită. Spuneți-vă, rog, cum părinții poate să accepte persoane deghizate în Moș Crăciun, de la care nu iau nici cel mai banal certificat medical. Exact. De unde voi știți că el are tuberculoză de formă deschisă? Sau ceva încă mai are? Cum poate să vină să presteze servicii oameni care poate nici nu au idee ce înseamnă educație? Ce înseamnă educație? Mă interesează ca procedură. Cum va fi organizat implicarea Teatrului Guguță? Va fi gândit bine de doamna Guguță împreună cu serviciul management preșcolar. Va fi un regulament, probabil că așa, un deci va fi ceva, fiindcă noi contractează. Lumea lucrează, doamna Revencu, lucrează și lucrează serios. Dacă domnul primar a mers cu această, a lansat această idee și Consiliul Municipal o să-l susțină, eu cred că o să fie un ecou pozitiv. Cel puțin formatul netradițional al acestor matinee va îmbrăca o altă haină care nu va permite strângerile ilicite de bani. Exact. Deci să spunem părinților că se așteaptă niște momente specifice legate de această... Și vreau o remarcă, dacă îmi permiteți, deci în sectorul Ciocana încercăm să stabilim un parteneriat fără plată cu studenții Academiei de Arte. Perfect. Care acum ei fac practica pedagogică în grădinițe și ei ulterior vor fi ceea ce ne spunea chiar aici un student la emisiunea precedentă, că el nu are unde lucra. Iată, acum vor avea sărmanii într-adevăr. Ei nu vor fi achitați, ei vor face în cadrul un voluntariat. În cadrul practic, dar este o modalitate de a se exprima, o modalitate de a primi informații. Foarte corect, trebuie să profite de experiență. O experiență, reieșind din acest aspect, vor primi și un calificativ, reieșind din munca lor. Deci ei vor depune un efort. Da, deci este un aspect foarte pozitiv și pentru și pentru noi, pentru ca să putem să le dăm copii, prestăm copii servicii educaționale de calitate. Constructivă. Eu mă bucur că se încearcă a găsi soluții, fiindcă soluțiile sunt, ele doar trebuie căutate. Vreau să fac o remarcă și eu. Da, spune că eu ascultăm și doamna Guguță ce a răspuns. Ce ține de matineu, la noi este fără costumație. Foarte bine. Cel puțin. Și deja sunt mai multe, sau dacă și este costumație minimă. Și asta este un lucru foarte simplu pentru părinți, că nu trebuie să îmbli, să cauți un costum, nu știu, dar mai ales când se organizează toată grupa în același tip de costume, trebuie să le iei la o anumită agenție. Asta e catastrofă, agenție, vă spun eu, anul trecut așa că spus, noi, am 350 de lei, iată aici pe, în se vinde un costum. Așa la noi e un exemplu că este fără costume deosebite. Deci se poate dacă se gândește și avem creativitate. Dar îmi pare rău că un pedagog să nu aibă creativitate, asta înseamnă că nu și-a găsit locul potrivit. Aici vreau să regia să ne pună pe post ceea ce a părerea doamnei Guguță referitor la matinee și referitor la adunarea de bani ilicite pentru contabili. Eu, de fapt, prin acest mesaj m-aș adresa mai mult părinților. Acest tip de activitate, precum sunt matineele, nu sunt prevăzute nici de un act normativ regulatoriu. Aceste tipuri de activități sunt moștenite de pe timpuri și, de fapt, au și beneficiile, dar și dezavantajele sale. Beneficiile sunt că părinții își văd în public copiii, le organizează împreună cu educatorii o sărbătoare. Dezavantajul este că toate aceste activități prevăd cu regret și strângeri de bani. Noi monitorizăm, chiar săptămâna precedentă am avut ședința cu directorii instituțiilor de educație timpurie, prin care i-am rugat și am insistat să nu tolereze colectările ilicite de bani,
dar constatăm faptul că în fiecare grupă se identifică un număr oarecare de părinți care vor să aducă cel mai frumos Moș Crăciun pentru grupa lor. Noi recunoaștem faptul că părinții caută și cele mai scumpe costume pentru copii, coafuri, deci vor cumva să, ca propriul copil să fie mai deosebit decât altul. Pe lângă acest fapt, matineile prevăd și cadouri pentru copii, dat fiind faptul că vine Moș Crăciun, urmează să vină și cu sacul plin. Instituția nu poate asigura cadouri și iar recunoaștem că sunt colectări de bani. Orice grupă, orice instituție de educație timpurie are educatori care pot fi angajați în calitate de Moș Crăciun, așa cum au fost și pe timpuri. Pe lângă asta vom lansa și ideea astăzi venită de la domnul primar cu privire la actorii de la Teatru Guguță, care totuși credem că vor fi mai puțin costisitori pentru părinți. Da, revenim, dragi telespectatori. Eu vă reamintesc că în studio discutăm cu Violeta Surdu, șefa Direcției Educație, Tinere și Sport din sectorul Ciocana, Ala Urso Antoci, consilier PSRM pe problemele educației și Ala Revenco, fondatoarea Asociației Părinți Solidari. Ca să concluzionăm, dragi părinți, nu se adună bani pentru niciun fel de activități care nu este necesar ca să pui ceva, da? să se întâmple niște costuri suplimentare. Nu adunăm bani pentru cadouri, pentru că îmi dau eu seama că pot singur să vii cu cadou și să propui... Deja acum decid părinții în principiu, dar trebuie să fie tot în limitele rezonabile. Rezonabile. Să nu ajungem la 1200 de lei, așa cum am spus doamna Urso Antoci, ca să se ceară. Poți, da, fiecare nu o să meargă și o să cumpere un anumit cadou, e mai problematic așa. Chiar cu cadouri. Și așteptăm acele modele de comportament în cadrul acestor activități. Trecem la următoarea temă, care este la fel de dureroasă și discutată foarte tare în mass media. Este vorba de reducerea graficului de muncă propus de Ministerul Educației, deocamdată propus, nu este implementat. Da. Vreau să aud părerile dumneavoastră și ce se întâmplă pe grupul dumneavoastră, cum am văzut foarte tare unii nemulțumiți, alții mulțumiți, ce se întâmplă la acest aspect? Evident că nemulțumiți vor fi, fiindcă orice inițiativă nouă ea trebuie testată. Cel puțin în una, două grădinițe trebuie pilotată, de văzut ce va fi, cum va fi și trebuie de calculat efectul. Ce vom câștiga din reducerea acestei ore? Dacă noi avem un câștig serios care poate fi compensat cu altceva, dar dacă noi de practic nu avem câștig, salariul plătim acela, întreținerea e aceeași, alimentația plus minus va fi aceeași, ce câștigăm noi într-un final din acea oră făcând un disconfort enorm părinților? Deci să înțeleg, da. Părinții în majoritatea lor nu sunt mulțumiți de această părinții propunere. Părinții care lucrează, părinții care au un serviciu de la 8, cel puțin la 8 la 17, 18, depinde, evident că nu vor face fața acestui. Nu vor avea unde să-și ducă copiii la aceste. Și după estimările care le-a făcut, au fost efectuate, se primește că totuși aproape 50% din copii fie sunt aduși mai devreme de orele 7:30, fie sunt luați după orele 18. În total. Da, 50% pleacă. Evaluări? Chiar mi-e interesant. Deci, din ianuarie anul 2018, în toate instituțiile preșcolare au fost introduse registrele de plecare și de sosire și de plecare, în care în fiecare dimineață fiecare părinte care aduce copilul semnează și inclusiv scrie ora când a venit. Copilul a fost adus și au fost analizate toate aceste registre. Reșind din analiza acestor registre, eu vă spun, este un argument foarte, pentru că de la ora 5:30 practic rămân 10-15%. Eu vorbesc în ansamblu pe toate instituțiile. Nu spun de instituția dumneavoastră. Există activități și dimineața, care copiii se duc la 18 și iau seara. 17-30, nu, 10%, 15, maximum 20 de copii rămân într-o instituție. Dintr-o grupă de 30 de copii, la orele 6, încă sunt cel puțin 3-4 copii. Dintr-o grupă de 20-30 de copii. Acum, permiteți să spun și dumneavoastră să completați. Deci eu vreau să menționez că dimineața sunt părinți care, într-adevăr, sunt foarte matinali și la 7 și
30, deja aduc copiii și este și firesc că părinții trebuie să meargă la serviciu. Așa, până la 8. Și dacă analizăm și sosirea copiilor, cel mai mare flux este de la ora 8, 8 până la 9. Da? Noi dorim și solicităm ca părinții să respecte graficul de venire, de sosirea la grădiniță, fiindcă în acest răstimp, de la 8 până la 8:30, noi trebuie să numărăm copiii, ca să dăm, managerii dau numărul de copii pentru a fi alimentați. Este un proces foarte așa bine pus la punct, fiindcă altfel noi nu putem să știm câți copii se alimentează și nu poate să vină copiii după 10, după 11, când doresc. Acestea sunt cazuri unice. Când un părinte merge la medic, dar este anunțat educatorul din timp sau ceva se întâmplă, dar nu în fiecare zi copilul să fie lipsit de drepturile de a veni la activitate, deci, la timp și de a mânca. Până la urmă se va face cum a zis doamna Revincu. Și eu vreau să menționez că reieșind din acest aspect, ar fi fost poate și logic să fie scurtat, deoarece și am câștigat în timp, am câștigat în timp, fiindcă în primul rând arde lumina toată grădinița. Aceasta este o cheltuială enormă de resurse și în grupe, eu vă spun că sunt 1, 2, 3 copii. O salvare ar fi grupa de serviciu. Vreau să menționez că sectorul Ciocana, vă asumați acest risc de a încerca acest program? În fiecare grădiniță ar fi trebuit să fie grupa de serviciu care ar lucra până la ora 7. Deci, domnul grupa de serviciu și sunt 30 de copii. Referitor la acest grafic scurtarea lui, pentru că suntem pe final de emisiune. Sunt împotrivă. Împotriva lui. Da. Nu este binevenit și nu avem necesitatea de a pune părinții în situații critice de a-și găsi unde să-mi duc copilul. Da? Deci acest aspect trebuie încă discutat. Da, trebuie să deschidem poate niște grupuri. Ce mă bucur. Să facem calculele, să vedem dacă este argumentată această situație. Eu știu după grupa în care merge. Ați știut existența registrelor? Da, noi semnăm de atâta timp atâta bătaie de cap cu aceste registre. Dar se primește că grădinițele, fiind o instituție de stat care trebuie să ne asigure nouă părinților o anumită posibilitate de a activa, păi se primește că atunci un părinte, dacă locuiește la 6 stații de grădiniță, ca exemplu, el nu ajunge în jumătate de oră, credeți-mă, nici în 40 de minute nu ajunge. Dar dacă în altă parte a orașului, când el ajunge? Nu s-a testat, nu s-a calculat, nu s-a făcut un calcul economic și s-a lansat această idee așa, doar să este fie lansată. Este verde această idee deocamdată, trebuie încă analizată trebuie și discutată. Trebuie calculat impactul economic, trebuie calculat economiile, dacă ele ar putea fi, și trebuie pilotată, cel puțin pe un diapazon foarte mic, una, două grădinițe, să vedem cum funcționează. Am înțeles. Da. Și ultima aș vrea neapărat, pentru că am citit recent pe un site străin, că în Marea Britanie cele mai prestigioase școli, și pentru că acolo din clasa de la 4 ani se duc copiii la școală, am și eu niște rude în Marea Britanie și știu, revin la sistemul sovietic de învățământ, care îl consideră cel mai eficient și care formează corect copilul și inteligența și toate calitățile psihologice ale copilului. Aici, ce părere? Ce dumneavoastră ați specificat că cele mai bune școli. Cele mai bune. Cele mai prestigioase bune școli și cele mai luxoase școli din Marea Britanie revin la sistemul sovietic de educație. Da, este, eu ieri am rămas, sincer să vă spun, Marea Britanie, care eu consider unde școlesc bine copiii, eu am rămas șocată de... Deci ar trebui să admirație. Să ne uităm un pic peste hotare, ce se întâmplă și să nu acceptăm niște lucruri pe care noi le-am acceptat cu ochii închiși. Doamna Revin, cu dumneavoastră, ce părere aveți, repede? Depinde ce sare în vedere sub acest sistem sovietic, pentru că eu nu am înțeles pe ce va fi pus anume accentul. Pe numărul de ani de învățământ, pe tot, pe sistemul educațional. Sistemul educațional cum este la noi organizat în genere, pentru că noi tot am aștenit sistemul sovietic. El este completamente de el, dar adaptat pentru necesitățile părinților. Greșelile cuiva noi le introducem și după aceea suferim peste ani. Eu ca experiență, fiindcă am trecut prin școala sovietică, pentru mine a fost ceva pozitiv. Și nu văd mari diferențe dintre ceea ce era atunci ca sistem și ceea ce este acum. Ca curriculum poate. Da, spuneți. Eu optez pentru faptul că din fiecare sistem poate fi luat ce este mai bun. De valorificat aceste aspecte ca să, într-adevăr, ca copiii noștri să crească o societate
educată, o societate de succes, fiindcă ei sunt coloana vertebrală care ne promovează valorile mai departe. Așa că din fiecare sistem este bine. Probabil că Marea Britanie a ales ceea ce e bine și pentru societatea lor și noi trebuie noștri. Să alegem ce este bine pentru copiii noștri. Dar din păcate aici îmi permit eu ca pedagog să spun unele lucruri, am ales ceea ce e greșit și suferim acum. Eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru prezență. Înțeleg că emisiuni de acest gen trebuie organizate ca să scoatem așa în vileag problemele și ca să propunem soluții și să nu tăcem. Mulțumesc pentru că ați avut timp și ați venit la noi în platou. Sărbători fericite dacă nu ne vedem până la anul nou. Dragi telespectatori, noi ne revedem în fiecare zi de marți la ora 19 să discutăm noi despre noi. La revedere!